Prietenul nostru de nădejde, teologul Vlad Rădulescu, a fost bun și înțelegător cu noi și ne-a rămas alături și după scurta pauză de publicitate pe care am luat-o mai devreme, ca să putem să continuăm discuția despre sărbătoarea Bunei Vestiri. Rămăsesem undeva la pasajul evanghelic de astăzi, la casa lui Iosif. Da, într-adevăr, pasajul evanghelic tot se petrece în casa lui Iosif și acesta se termină, pasajul evanghelic, cu faptul că Elisabeta și ea era însărcinată în luna a șasea cu Sfântul Ioan Botezătorul. Prima noastră emisiune unde ne-am văzut fix despre Sfântul Ioan Botezătorul am vorbit. Vorbind acum despre perspectiva religioasă și anume, vedem faptul că vine Arhanghelul Gavril la Fecioara Maria și îi dă vestea, dar nu îi dă vestea obligat fiind, ci respectă liberul arbitru. Vedem la crearea omului faptul că Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt au luat hotărâre, a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră și pe aceea l-a așezat în grădina Raiului și a spus am făcut om după chipul și spre asemănarea noastră. Și atunci s-a respectat, deși nu a fost întrebat în prealabil Adam dacă vrea sau nu să fie creat, totuși a avut în el chipul lui Dumnezeu care este voință, sentiment și rațiune, iar voința este liberă. Dar în acest caz, la Fecioara Maria a fost întrebată. I s-a respectat liberul arbitru și aceasta a hotărât singură. Dar vedem ceva foarte interesant și aici este perspectiva religioasă. Întrebarea ei, uimirea ei care spune cum voi avea un copil dacă eu nu știu de bărbat. Și această întrebare este una foarte inteligentă. În primul rând putem vedea din punct de vedere social. În acea perioadă, o tânără, dacă rămânea însărcinată la vârsta de numai 15 ani, opinia publică era foarte aspră și agresivă. Mai ales legea avea o anumită cauțiune pentru acest comportament și pentru această situație și de aceea vedem în primul rând frica. În al doilea rând, vedem un act de smerenie. Adică cum eu pot să fiu mama Fiului lui Dumnezeu, eu să fiu mama lui Dumnezeu. Foarte interesant felul în care se pune problema. Dar vedem că Fecioara Maria, ea era un alt punct de vedere, am vorbit mai devreme, că era o persoană foarte educată și care încă din tinerețe citea scrierile sfinților, citea cărți istorice, era o persoană foarte cultivată. Și în scrierile vechi testamentare, la un moment dat, spune la un proroc faptul că o fecioară va lua în pântece fiu și va naște pe Fiul lui Dumnezeu, pe Emanuel, Fiul lui Dumnezeu. Și asta are un substrat foarte interesant. Când a fost tradusă de Septuagintă, când a fost tradusă în grecesc, cel care a tradus-o, Simeon, care la întâmpinarea Domnului îl va primi pe Iisus Hristos în templu, când ajungea la acest pasaj să-l traducă, seara îl traducea că o femeie va naște și dimineața găsea o fecioară va naște. Și în fiecare zi se întreba, mă, dar ce se întâmplă? Și într-o seară a stat treaz mai mult timp să vadă ce se întâmplă. Și un înger al lui Dumnezeu a venit, schimba textul și a spus, păi da, dar nu e cu putință. Și a spus, foarte bine, vei trăi să vezi cu ochii tăi. Și a prins aproape 200 și ceva de ani până a văzut împlinit ceea ce el traducea în grecește. Cam aceasta este perspectiva religioasă. Acum, din perspectiva tradiției, câteva scurte obiceiuri, avem o vorbă din popor care spune că la fel cum va fi vremea în ziua de Buna Vestire, așa va fi și de Paște. Și din ce am văzut până acum, o să fie o zi foarte frumoasă astăzi, așa că și de Paște vom avea o zi însorită. Mai mult de atât, vedem că ne aflăm după echinocțiul de primăvară la 5 zile. Păsările migratoare se întorc înapoi și sunt foarte multe tradiții în legătură cu ziua cucului. Și anume vedem în partea aceasta de Moldova faptul că felul în care cântă cucul influențează tradiția. Sunt tineri care atunci când găsesc în pădure un cuc îl întreabă când se vor căsători sau când vor avea parte de un anumit eveniment pe care aceștia îl așteaptă. Se spune că dacă cucul nu cântă, înseamnă că va veni grabnic. Dacă începe să cânte, de fiecare dată cât acesta cântă, se numără anii din momentul acela până când se va împlini acel eveniment.
Mai mult, se spune că ramura pe care a cântat cucul, dacă este tăiată și pusă sub perna unei tinere care își dorește să se căsătorească, își va visa pețitul. La un moment dat am zis că vom vorbi despre tradiții, dar vom vorbi și de anumite superstiții. Foarte interesant, când vorbește părintele Constantin Necula, pe care îl știe toată lumea, zice la un moment dat că în jurul unei sărbători sau unui eveniment religios, de obicei găsim două feluri de evenimente sau două feluri de activități. Cele care țin de cultură și cele care țin de incultură. În momentul în care vorbim de obiceiurile noastre creștine, vorbim de un patrimoniu al nostru românesc, vorbim de cultură. În momentul în care vorbim de superstiții, vorbim de ceva mai lipsit de cultură. Și anume am văzut, citeam la un moment dat când eram la liceu, despre zona Bucovinei. Și în zona Bucovinei astăzi niciodată nu se pune la cloșcă, la ouă la cloșcă să clocească pui. Se spune că atunci când vor ieși pui, vor ieși cu două capete și patru picioare. Folclor. Dar revenind, astăzi este o sărbătoare foarte importantă pentru creștini în general. Totodată suntem în postul Paștelui. Astăzi mi se pare că este a 19-a zi de post și este prima dezlegare la pește din cadrul acestui post. De obicei postul Paștelui are ori două, ori trei, în funcție de cum cade Sfântul Gheorghe, dacă cade în interiorul postului sau în afara lui. Pentru că ne apropiem de final, așa cum am obișnuit și data trecută, o să încercăm să avem o concluzie. Și anume, fiind încă în perioada postului, vedem că foarte multe persoane se rezumă doar la partea dietetică, doar la partea aceasta a stilului de viață vegan. Pentru noi, postul Paștelui simbolizează un eveniment premergător jertfei absolute a Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe cruce. El și-a jertfit viața sa pentru a ne răscumpăra pe noi din păcate. Haideți de data aceasta să încercăm ca postul nostru alimentar să nu se rezume numai la partea aceasta alimentară. Postul nostru să prindă o valență în plus. Să încercăm, se spune că un obicei bun îl înveți în 30 de zile. Ei bine, noi avem 40 de zile în care am putea încerca să fim mai buni, să renunțăm la invidie, la ură, la supărare și să încercăm să ne ajutăm între noi pentru a avea o societate mult mai bună. Vlad, ca de fiecare dată, discuțiile pe care le porți cu tine sunt pline de sens, de istorie, de diferite valențe și îți mulțumesc pentru acest îndemn de final. Te aștept, bineînțeles, cu drag de fiecare dată și îți doresc să ai o zi minunată, cine știe, poate și cu vești bune. Mulțumesc mult, o zi bună tuturor și până data viitoare, numai bine! Doamne ajută, mulțumim tare mult! Dacă tot ne-a povestit atât de frumos că așa cum va fi vremea astăzi, așa va fi și în perioada sărbătorilor de Paște, haideți să vedem cum va fi, pentru că stăm de vorbă în această dimineață cu Mihaela Raicu, ea este meteorolog de serviciu al ANM și ne povestește puțin despre cum va fi vremea astăzi, de asemenea și în weekend. Bună dimineața! Bună dimineața! Astăzi vremea se va răci față de intervalul anterior în toate regiunile, mai accentuat în Moldova, Dobrogea, Estul Munteniei și al Transilvaniei, unde local valorile termice se vor situa sub cele normale pentru această perioadă. Astăzi maximele se vor încadra în general între 8 și 18 grade. Cerul va fi mai mult senin, însă temporar cu norări în jumătatea de est a țării, unde pe arii relativ restrânse se vor semnala precipitații slabe, mixte în zonele montane și submontane și predominant ploi în cele joase. Vântul, așa cum probabil de altfel știți, eu am emis astăzi o atenționare meteorologică. Pe parcursul zilei de astăzi va avea intensificări locale în Moldova și Muntenia, unde vor fi rafale de peste 55-65 de km pe oră, iar la latitudini mari în Carpații Meridional și Oriental, rafalele vor depăși 90-100 de km pe oră. De precizat faptul că intensificări de scurtă durată ale vântului vor fi pe arii restrânse și în restul țării, cu viteze de 50-55. În ceea ce privește vremea în capitală, astăzi ne așteptăm la un cer mai mult senin, însă din a doua parte a zilei vor fi ceva norări și condiții pentru ploi slabe,
iar vântul se va intensifica și aici, vor fi intensificări de scurtă durată cu rafale de 55-60 de km pe oră, iar maxima mai scăzută față de ieri se va situa în jurul valorii de 16 grade. Iar în ceea ce privește vremea pentru zilele următoare, acesta se va încălzi, vor fi în general, va fi în general o vreme frumoasă ca aspect, nu vorbim de precipitații sau acestea dacă vor apărea, vor fi undeva mâine seară pe partea de nord-nord-est, dar foarte slabe. Iar în ceea ce privește maximele termice, mâine în general între 11 și 19 grade, iar duminică între 10 și 22 de grade, valori mai ridicate față de mediile multianuale. Mulțumim tare mult pentru toate aceste informații. Iată că se anunță vești bune. Cu siguranță vom mai afla și vinerea următoare ce ne așteaptă, dar ne bucurăm de veștile pe care le-am primit în această dimineață și mai vin eu să adaug încă una. În acest weekend ne bucurăm de spectacole marca Opera Comică pentru Copii și vreau să urmărim împreună câteva imagini din spectacolul School of Rock și bineînțeles vă invit să ne rămâneți alături pentru că vom povesti mai multe cu invitată surpriză. E vremea să te trezești. Ce vrei? Chiria. Și pentru asta m-ai trezit? Da, pentru asta te-am trezit. M-am săturat până peste cap să fiu eu ăla la care vine toată lumea atunci când ne datorez bani. Dacă nu plătești chirie, Patty mă va părăsi. Deci să nu plătesc chirie. Nu mai ești în trupă. Anul ăsta chiar luăm în serios întrecerea trupelor. Va sosi un suplinitor. Se numește domnul Schnibli și vreau să-l tratați cu politețea pentru care este recunoscut Horace Green. Nu se alergă! Here at Horace Green, become achievers! Keep them focused! Aceasta este clasa dumneavoastră! She is the same! Enough! All knows what he does! But God, it works! Nu mi-ai plăcut niciodată și acum să ne aduci beleaua asta pe cap? To share and only you would listen. Învață-i de bine, dar lasă-i să deschidă calea. Asta e dintr-un cântec. There's no way. Frățioare, cafea, da, mersi! Nu pot să cred, suntem admiși în întrecerea trupelor! Tu îți dai seama cât este de grav? Trebuie să-ți spun, Dewey Finn, viața mea nu m-a simțit atât de cool! De ce mi-ar plăti Horace Green 2600 de dolari? Ascultă! Toți copiii voștri lipsesc! Ce? Minunata noastră prietenă, soprana Felicia Filip, este alături de noi în această dimineață și în calitate de manager al Operei Comice pentru Copii, pentru că vrem să ne informăm din surse sigure. Bună dimineața și bine ați revenit! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Știu că aveți o agendă teribil de încărcată în această perioadă, pentru că știm foarte bine că mâine veți fi alături de cei din Giulești, vecinii dumneavoastră, practic, care sărbătoresc și ei în acest weekend. Așa este, se deschide, iată, acest complex rapid Giulești și voi avea onoarea și marea bucurie să interpretez imnul României în acest context. Am avut ocazii de genul acesta și cu siguranță voi mai avea. Este într-adevăr foarte important, sunt prietenii noștri și cu această ocazie le urez succes și așa cum spun tot timpul, vivat rapid, să trăiască sportul, să trăiască și cultura, să trăim cu toții în pace, bucurie, armonie și iubire. Înainte de acest eveniment, totuși, sâmbătă dimineața, ne propuneți să venim să vă vedem în celălalt context, de zână bună, la Opera Comică pentru Copii, acolo unde aveți grijă ca toate spectacolele să iasă impecabil. Este adevărat, de fiecare dată venim cu noi propuneri, cu surprize și totul se întâmplă ca în poveste. Sâmbătă și duminică reluăm, cum spuneam, acest School of Rock pe care deja dumneavoastră ați prezentat câteva imagini.
pentru prietenii noștri și practic de la 1 aprilie pe scena mare a operei comice pentru copii, toată luna se va desfășura povestea spectacolului School of Rock. În afară de asta, suntem preocupați și dăruim și copiilor și persoanelor refugiate din Ucraina. Deja am avut experiența în cursul zilei de ieri, când un număr de 70 de copii au venit la Opera Comică pentru Copii să vadă un spectacol, un spectacol adaptat, pentru că el a fost tradus în limba ucraineană și copiii au avut bucuria să audă o voce de copil vorbind în limba lor maternă. Și a fost un lucru într-adevăr extraordinar. În luna ce urmează vom avea o serie de spectacole, chiar cu câte două spectacole pe zi, cu basmul simfonic Petrică și Lupul și cu spectacolul de balet Parada Jucăriilor. Vor fi de fiecare dată momente de referință pentru acești copii ce își caută normalitatea. Practic, persoane cuprinse între vârste mai mici de 3 ani și maturii ce îi însoțesc pe acești copii trăiesc și dacă aș putea spune că încearcă să uite starea în care se află și să plece în poveste, să își caute puterea de a trece peste această încercare pe care, iată, de fiecare dată ea parcă se mărește, se adâncește. Ori noi dorim cu toții să ajungem la normalitate, la perfecțiune, la pace până la urmă. Și în contextul acesta, fie că vorbim de spectacolele de care vă spuneam în limba lor, sau de spectacolele ce se află pe aplicația operacopiilor.ro, aici unde ei pot să vină, ghidați, să zicem, fie de persoane fizice, fie de autorități sau de asociații care au în grijă aceste grupuri de persoane, să intre gratuit și să ofere spectacolele ce se află în aplicația noastră. Atelierele micul artist de la Opera Comică pentru Copii, de asemenea, este și lor la îndemână acest complex complet. Și aș putea spune că, în afară de toate astea, spectacolele noastre din stagiune, vorbind în primul rând de School of Rock, acest spectacol semnat ca regie de tânărul și talentatul Emil Pantelimon, un spectacol cu licență internațională, gândindu-ne la succesul și la tot ce înseamnă această complexitate a musicalului, lansăm School of Musical. Până pe 10 aprilie se fac înscrierile pentru persoane sau tineri, să spunem, copii, cu vârste între 6 și 16 ani. Acest proiect este lansat de Opera Comică pentru Copii împreună cu Programul Național Cantus Mundi. Se va derula în stagiunea următoare, adică începând cu septembrie anul acesta și se încheie în iunie anul viitor, cu un casting în această perioadă și apoi urmează cursuri intensive de canto, de mișcare scenică, de artă teatrală cu profesori, actori care stăpânesc foarte bine acest gen muzical. Și finalul va fi, ei sunt în baza noastră de date și vor participa la aceste spectacole, fie că vorbim de Sunetul Muzicii, de School of Rock, de Madagascar, de asemenea. Și, bineînțeles, cu un spectacol făcut special cu acești absolvenți. Este vorba de un număr de 40 de locuri, 20 dintre ele finanțate de Opera Comică pentru Copii, iar 20 plătite de concurenți. Dacă se plătește în avans, plata este de 800 de lei, dacă se plătește lunar, va fi de 1200 de lei. În orice caz, este un mare interes, deja înscrierile sunt așa în avalanșă și atunci ne bucurăm, iată, în acest moment, de faptul că
spectacolele noastre din stagiune sunt, am putea spune, aproape cu casa închisă. Vă aminteam că este vorba de un număr de 9 spectacole de School of Rock. Mai aveți foarte puține locuri, așadar mergeți și cumpărați bilet. Și apoi toate celelalte spectacole din repertoriu, fie că vorbim de Hansel și Gretel sau de Răpirea din Serai și multe alte spectacole ce deja sunt puse pe site-ul nostru, stăm în această stare de poveste, de miracol, de frumos, de copilărie la Opera Comică pentru Copii, pe scenă, în sală, ca spectatori, în atelierele Micul Artist, în grădina Operei Comice pentru Copii, cu toate aventurile ce se desfășoară și, bineînțeles, având bucuria de a-i primi cu toată dragostea, cu prietenia și cu starea aceasta de bine, cu iubire, pe cei pe care acum îi găzduim, vorbind de refugiații din Ucraina. Sunteți la granița dintre un suflet de copil și un suflet de adult grijuliu. Și mă impresionează de fiecare dată energia cu care veniți la noi. Iată, acum ne povestiți despre binele pe care îl dați mai departe, pentru că vreți și puteți și simțiți astfel. Și despre această pepinieră pe care o știu tenace de copii care vin către Opera Comică din dorința de afirmare, de a căpăta noi cunoștințe, noi abilități și iată cât de frumos vă ocupați de ei, punându-le la dispoziție chiar cursuri dedicate, da, celor care vor să meargă mai departe către muzică. Și dacă ținem cont de faptul că, în primul rând, motoul Operei Comice pentru Copii, din momentul în care eu reprezint această instituție, este copilul educă maturul, și School of Rock are un mesaj: ascultați copiii și atunci intrați în dorințele lor și căutați să le îndepliniți, pentru că ei întotdeauna au dorințe de mare calitate și perspectivă și de mare adevăr. Și atunci, dacă lucrurile sunt așa, dacă ei, copiii, sunt cei care sunt modelul nostru al celor maturi, este într-adevăr câștig. Este copilăria pe care o avem tot timpul împreună cu noi, indiferent de vârstă, și în același timp bucuria și puterea, mai ales, de a trece peste orice provocare, fie că vorbim de încercări grele sau chiar de bucurii ale succesului, pentru că și unele și altele trebuie stăpânite, trebuie gestionate, dacă vreți, în așa fel încât să câștigăm, să dăm mai departe un mesaj de care să se folosească cei care cu bucurie ne așteaptă și cu bucurie ne întâlnim cu ei. Și dincolo de orice, dragii noștri spectatori, dragii noștri telespectatori, vă așteptăm cu toată dragostea de fiecare dată să împărtășim idei, proiecte și mai ales bucuria de a fi împreună. Fie că sunteți în sală ca spectatori, fie că veți fi pe scenă ca mari artiști, bucuria noastră este imensă, pentru că suntem împreună, pentru că împreună vom crea, creăm și vom crea această stare de grație, de poveste, de copilărie și, dincolo de orice, generozitate și iubire. Aveți un mesaj extrem de puternic și vă mulțumesc că v-ați făcut timp să treceți pe la noi, să poposiți, să ne povestiți și, iată, să transmiteți în persoană această invitație celor de acasă. Vă aștept de fiecare dată cu mare bucurie în suflet, vă felicit pentru tot ceea ce faceți și vă doresc un weekend plin de energie, căci activități veți avea cât cuprinde. Vă mulțumesc și este pentru noi o bucurie să fim prezenți aici la dumneavoastră, la Metropola, și de fiecare dată simțim iubirea cu care doriți să fiți împreună cu noi. Mulțumim! Mă bucură tare mult că răzbate pentru toți cei care ne trec pragul această dorință de a-i susține, de a fi alături de ei, de a vă prezenta proiecte frumoase. Iată, și dacă tot avem acest spectacol School of Rock adus din străinătate, tocmai aici, în România, un spectacol de Broadway la noi acasă, vă propun să urmărim și o rețetă străină, așa, ca să completăm cele două componente, cât vă gândiți voi așa cum intrați pe aplicație și cum vă luați bilet. Eu zic să învățăm să facem și o salsa roja cu tacos. Bun găsit, dragii mei, astăzi vreau să vă fac cunoștință cu Dan Velea, inginer la bază, dar pasionat de bucătăria mexicană. Bună! Bună, îmi pare bine să te cunosc. Ce pregătești astăzi? Astăzi vom pregăti salsa roja sau salsa ranchera,
Este un sos de roșii care nu lipsește din nicio bucătărie mexicană. Ce ingrediente avem aici și ce pregătești, te rog frumos? Pentru preparatul nostru vom folosi roșiile care au fost prăjite. Coapte și... sau prăjite? Coapte și prăjite, mai mult prăjite, dacă stau să mă gândesc. Acestea trebuie făcute până această parte neagră apare, atunci asta ne indică faptul că roșiile au fost pregătite. Avem ardei iuți, ceapă, ardei jalapeno chipotle, sare, piper și ulei, ca în orice sos, ca să iasă mai cremoasă. Te rog frumos! Iar acesta este rezultatul, salsa ranchera. Ia să vedem. Ce bine miroase și ce bine arată. Dar puteți să și gustați. Ia uitați aici. Eu, ce să zic, o să rămân să-l degust. Îți mulțumesc foarte mult, Dan. Noi îți mulțumim. Aș vrea să ne mai vedem, că sunt preparate foarte interesante aici. Cu siguranță ușa noastră este deschisă pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Dragii mei, eu sunt Mihaela Popescu și vă dau întâlnire data viitoare cu o nouă rețetă. Poftă bună! Dedicăm această zi culturii, spectacolelor și invitațiilor cu care v-am obișnuit. Iată că ne vin oaspeți de seamă cu care nu ne-am mai întâlnit de ceva timp și mă bucur tare mult să o revăd pe Julieta Georoiu, fondatorul școlii de actorie Victory of Art, și Tommy Weisbuch. Sper că nu i-a străcit din nou numele, cam așa un obicei. El este actor, cântăresc și protagonist în spectacolul Dacă noi ne iubim. Bună dimineața! Bună dimineața! Ne bucurăm tare să ne revedem, Georgia. Și eu mă bucur tare, tare mult. Am zis bine, am... Da, e ok. Nu, okay. Nu, că oricum, în toate variantele le-am auzit până acum și toate sunt bune, că ce contează? Tommy e de referință. Da, exact, asta să fie... Vorbim în această dimineață despre un spectacol mult așteptat, Dacă noi ne iubim. Chiar ne gândeam eu și Lorena, colega mea, că ne place tare mult muzica celor de la Holograf și vrem să vedem ideea voastră de a pune împreună aceste piese, de a crea, iată, o poveste, de fapt. Da, da, da. Dacă noi ne iubim este un spectacol de teatru, este un musical, exact cum ai spus și tu, pe muzica trupei Holograf. Muzica este reorchestrată pentru că este un spectacol cu o poveste modernă din zilele adolescenților sau din zilele tinerilor, din ziua de astăzi, cum ar veni. Este o poveste de dragoste, este un spectacol pe care noi l-am mai jucat înainte de pandemie. Am fost cu el în turneu în peste 20 de orașe, am fost și în Belgia cu el. Da, și a avut mare succes. Din păcate, 2 ani de zile ne-am oprit, pentru că toată lumea s-a oprit, și l-am reluat în decembrie, iar mâine, la ora 19, îl jucăm din nou. Noi încercăm să le facem celor de acasă un program așa pe toată ziua, să vedem ce facem la prânz, că dimineața îi trimitem la opera comică pentru copii, seara merg la voi, la prânz îi lăsăm să mănânce pe undeva, măcar atât. Măcar asta zic, sau acum să iasă în parc, că uite, a venit primăvara în sfârșit și atât de frumos afară. Tommy, cum e personajul tău? Ce poți să-mi spui despre el fără să dezvolui? Știi, spunem, sunt pozele alea, spunem că ești în Italia fără să-mi spui că ești în Italia. Da, 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 exact. Cum e să fie Axel? E... un băiat foarte profund, în ciuda aparențelor foarte, poate un pic, narcisiste și egoiste,
chiar mi se pare că e un băiat foarte profund. De fapt, el crede foarte mult în muzică, crede foarte mult în trupa din care face parte și faptul că se și îndrăgostește, cred eu, pentru prima oară în mod real, este o dificultate în plus pentru mine ca actor, pentru că e ciudat. Eu am mai fost îndrăgostit și e ciudat să-mi amintesc cum a fost prima oară când m-am îndrăgostit pe bune și îmi place challenge-ul ăsta pe care mi-l oferă acest spectacol. Cât de mult trebuie să dai timp în spate să derulezi? Eu țin minte că prima dată m-am îndrăgostit la grădiniță, de exemplu. Da, păi nu, cam așa și eu cred, pentru că e foarte greu să definești ce înseamnă să te îndrăgostești pentru prima oară în mod real. Dar cred că pur și simplu e un rolodex aici în minte care tot rulează din când în când cât sunt pe scenă și în funcție de ce amintire mi-apare asta, mulez pe mine. Julieta, tu ți-amintești când te-ai îndrăgostit prima dată? Câți ani aveai? Da, eram în clasa a doua și m-am îndrăgostit de Șerban. Deci a fost dragoste adevărată, dacă îi ții mintele. A durat 5 ani. Wow! Da, numai că el n-a știut. Foarte tare. Și știi care a fost, știi ce a fost interesant? Când mie mi-a trecut, l-a apucat pe el. Sincron, da. Așa. Păi nu prea a fost sincron. Pe lângă, da. Trenurile au trecut așa. Da, mi-aduc aminte. Era pianist. Este pianist. Wow, foarte interesant. Da. Uite că am obținut niște mărturisiri în dimineața asta. Wow, și gata, nu le-am făcut publice. Aș vrea să vă întreb de reacțiile pe care le-ați avut până acum vis-a-vis de acest spectacol. Membrii trupei Holograf știu ce faceți voi? Da, nu numai că știu ce facem noi, au și fost la spectacolul pe care l-am jucat la Teatrul Național și Dan Bittman chiar a plâns la acel spectacol. Lor le-a plăcut foarte mult ideea, chiar și spectacolul, și înainte de pandemie am fost invitați cu două momente din spectacol într-un concert holograf la Sala Palatului. Foarte tare! Da. Ce foarte interesant este că la acest spectacol pot veni și cei adulți, cei care sunt de vârsta mea și poate chiar mai în vârstă mai decât mine, da, care iubesc trupa holograf și melodiile lor, dar și cei foarte tineri, care acum descoperă holograf. Pentru noi e ciudat cum generația tânără de 14-20 de ani nu prea știe de trupa holograf, pentru că ei au alte formații, alți artiști pe care îi cunosc. Și odată cu acest musical, vreau să spun că o grămadă de tineri cântă holograf. Foarte, foarte mulți adolescenți am auzit cântând melodii care se ascultă de peste 40 de ani. Este primul musical Generation Fusion din România, adică muzica este exact aceea a trupei holograf, versurile sunt neschimbate, dar noi am creat o poveste modernă, o poveste cu tinerii ca Tomi, mai mici ca Tomi, mai mari ca Tomi, dar tineri cam până în 25 de ani. Eu felicit inițiativa voastră pentru că eu i-am descoperit pe cei de la Holograf când aveam vreo 6 ani, mi-a cumpărat tata o casetă și aveau ei un visual pe caseta respectivă unde desfășurai acolo și vedeai versurile și tot, cu niște buze colorate, albastre, vers și nu știu, m-a tras teribil, am zis, ok, trebuie să ascult. M-am mai săturat și ei mei au regretat profund că mi-au luat caseta aia pentru că nu mai Holograf să iau să la noi în casă. O lungă perioadă de timp, știi, când descoperi ceva până te saturi, durează puțin. Da. Așa că mă bucur că au șansa cei mai tineri să descopere muzica lor pentru că au niște piese teribil de bune și de actuale. Da. Noi le-am luat pe toate, am ascultat 2 luni, eu împreună cu 2 adolescenți, toate melodiile lor, am scos versurile, le-am pus așa ca într-un puzzle și am construit povestea pornind de la versurile lor. Asta înseamnă că versurile au și o profunzime, au o filozofie de viață și evident vorbesc foarte mult despre iubire și ce e cel mai important în viață, iubirea, nu? Eu așa cred. Tomi, spunem, la evenimente cu trupa, ai inclus în playlist câteva din aceste melodii? Da, bineînțeles, sunt nelipsite. Aia cu Inelu, iartă-mă că te întreb, aia cu Inelu este pe no, este, cum să zic, nu există nuntă fără, dar da, mai sunt piese pe care le-am incorporat, cum ar fi Dragostea mea, Să nu-mi iei niciodată dragostea, practic am toate piesele care au cuvântul dragostea în titlu, am băgat în playlist. Curioasă câte melodii de la Holograf nu au cuvântul dragostea în titlu. Corect. S-ar putea vine să... o zi. Vine o zi, da?
Banii vorbesc. Ei, iată. Da, uite, ar fi interesant să când banii vorbesc la o nuntă. Dar nu cred că, nu cred că dă vine. Nu cred că e momentul. O să-și dea ei seama după vreo 5 ani. Lasă-i să se iubească. Vreau să spun, Georgia, că pe lângă acest spectacol, Dacă noi ne iubim, noi mai avem și Tinderiada, un alt spectacol în care Tommy joacă și face un rol foarte interesant. Îl joacă pe zeul adolescenței. Da. E super cool acel spectacol. Îl vom juca în aprilie și împreună cu Tommy și mulți alți tineri, artiști profesioniști, dar și adolescenți foarte, foarte talentați, care unii vor merge mai departe la un ATC sau la conservator sau pe coreografie, am înființat prima stagiune de teatru pentru adolescenți din România. Uite, cu asta ne lăudăm foarte tare. Că tot e bună vestire, că tot am zis să strângem vești bune în această dimineață. Uite că ne-ați răsfățat până la urmă. Da. Felicitări. Și Dacă noi ne iubim este spectacolul, unul dintre, să zic, cele mai populare, poate cel mai popular, dedicat adolescenților, nu numai lor, dar noi ne dorim ca 80% din sală să fie acoperită de adolescenți. Și pentru că mi-ai spus că astăzi aveți foarte mulți invitați din lumea teatrului. Știi de ce? Zimi. Păi duminică este Ziua Mondială a Teatrului. A, cum se leagă toate. Eu ai văzut, ziua universul a știut și ți-a zis. Ia uite, 27 martie. Și venim toți cu spectacole de teatru. Mi se bine, pare... nu doar pentru 27 martie. E bine să mergem la teatru, să ne bucurăm de această artă, hai, nu în fiecare zi, că trebuie să mai facem și altele, dar cât de des putem. Noi am început cumva să sărbătorim în avans de luni, când doamna Georgeta de la Asociația pentru Copiii cu Sindrom Down, care au sărbătorit, iată, luni, ziua lor mondială de conștientizare, ne-au spus că ei vor merge duminică la teatru de Ziua Mondială a Teatrului. Deci am avut așa o începere mai devreme, dar ne bucurăm cumva că avem ocazia să le spunem celor de acasă despre aceste spectacole. Uite, Tinderiada este ceva mai târziu, își da, mai pot El face Muro, planuri. Un alt spectacol, teatru dans, tot cu tineri. Aici mesajul este unul și pentru tineri, dar este un mesaj foarte puternic pentru întreaga planetă. Știi ce visez eu? Visez să afle tinerii de spectacolul vostru și să-și invite părinții. Că de obicei părinții veneau, hai să te duc acolo, hai să te duc acolo, hai să facem invers. Să le luăm noi biletelor. Știi ce e interesant? Eu am vorbit cu mai mulți tineri și le-am spus fix lucrul ăsta. Să o iei și pe mama. Și zice, mi-ar plăcea să vină și mama, dar nu în acea seară cu mine. Nu cred. Da, să nu fim împreună. Nu știu de ce. Cred că e inhibarea asta involuntară, da, inhibarea asta involuntară a părinților când te duci la evenimente culturale de unul singur, atunci e un pic ciudat să vină și părinții tăi. Da, 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 da. Doar dacă nu le iei bilete separate, la modul să stea în tot alt rând capătare decât tine, da. Balcon și tu în față. Exact. Uite, mie, de exemplu, nu mi-ar fi rușine să merg cu tata, mai ales că ar ști tot playlist-ul, am cântat tata Iafon, s-ar putea să vă strice un pic atmosfera, dacă ridică puțin volumul, dar o să fie foarte fan. Da, așa că mi-ați dat o idee. Noi vă așteptăm. Număr cât mai mare. Da, la 19 la Teatrul Țăndărică. Cu mare drag vă mulțumim că ne-ați trecut pragul în această dimineață, spor la repetiții și să aveți un weekend plin de energie, de entuziasm, sală plină, bineînțeles. Mulțumim. Să ne revedem cu bine. Mulțumim mult de tot, Georgia. Migrăm puțin și către zona știrilor, așa ca să ne mai relaxăm, să vă ducem dintr-o zonă în cealaltă, ca să vă păstrăm atenția așa ridicată și sporită. Cunoaștem câteva știri în această dimineață și, bineînțeles, revenim la cultură imediat după. Românii trebuie să fie foarte atenți chiar și atunci când descarcă aplicații din magazinul Google Play Store, deoarece se pot alege cu pagube uriașe. Un virus extrem de periculos se află în spatele unei aplicații de editare a fotografiilor care nu face altceva în momentul în care o descărcați decât să vă copieze toate parolele pe care le aveți la acel moment în telefon.
cum mulți români își țin datele de logare la bănci și la conturile bancare pe telefon, aceștia sunt în pericol să rămână cu conturile goale. Specialiștii spun că cei aflați în pericol sunt toți utilizatorii Android. În ultimele săptămâni, să spunem, echipa Directoratului Național de Securitate Cibernetică a primit o serie de notificări din partea utilizatorilor care ne urmăresc în principal pe social media, referitor la primirea unor SMS-uri, niște SMS-uri cu oferte ciudate de angajare. Trebuie să spunem că textul este unul destul de imprecis scris în limba română și totodată specifică faptul că un utilizator ar putea câștiga între 50 și 200 de euro pe zi, și mai departe ni se oferă niște date de contact de WhatsApp pe care noi trebuie să le accesăm. Practic trebuie să intrăm în conversație cu atacatorii, pentru că în spatele acelui număr de telefon sunt niște atacatori. Tinerii sunt deja familiarizați cu acest aspect și nu fac parte din categoria victimelor care pot cădea pradă unui furt online de date. Însă majoritatea își fac griji pentru persoanele vârstnice apropiate pe care le au în cadrul familiei. Mi se pare nașpa pentru bătrâni, oameni în vârstă, că tinerii mai se prind așa de acum încolo, mai învățat, dar bătrânii încă mai pică în plase, de asta și e destul de nasol, după părerea mea. Adică, da, că mai vine reclamă și vine bunica ta și spune, uite, am câștigat 1000 de lei. Și cum ai câștigat 1000 de lei? Păi uite, mi-am dat informații și ce ai făcut bunii, nu e bine. După părerea mea, ar trebui să ne avertizăm părinții sau bunicii sau adulții în general, pentru că tinerii deja sunt obișnuiți. Ar trebui să verificăm dacă este verificat de magazinul Android, în primul rând, și în al doilea rând să nu apăsăm pe link-uri ciudate de pe internet sau de pe site-uri care nu sunt protejate sau verificate. Sunt niște escroci care vor să facă orice ca să fure și ei niște bani. Putem să încercăm să ne învățăm, eu am învățat-o pe bunica mea să nu mai apese pe link-urile astea, că și ea era, uite mama, oferte, nu mai apăsa mama e că ți-a toți banii. Și am încercat să vând un produs pe un site și am primit mesaje ca să îmi facă ei, să-mi trimite ei curierii mie, practic să nu pună nimic mie la ramburs. Și prietenul meu odată a primit un mesaj cum a câștigat un frigider și de 2 ani îl așteaptă. Și încă l-aștept. Da, mi-am dat date tot și eu încă aștept frigerul, dar aștept să ajungă. Poate îmi vine și mie până crești eu. De asemenea, specialiștii recomandă evitarea oferirii de date la cerere prin mesaje nesolicitate, precum și accesarea unor link-uri sau atașamente din astfel de mesaje suspecte. Siguranță online este o campanie de conștientizare împotriva fraudelor de pe internet, derulată de Directoratul Național de Securitate Cibernetică, împreună cu Poliția Română și Asociația Română a Băncilor. Expoziție impresionantă de produse și decorațiuni pentru casă la cele mai avantajoase prețuri în capitală. Evenimentul se desfășoară la Romexpo și este dedicat atât pasionaților de design interior și exterior, cât și profesioniștilor din industrie. Showroom-ul promovează confortul din interiorul caselor, eficiența energetică și arhitectura ecologică. Expozanții au venit la Romexpo cu produse de decorare interioară, mobilier, de asemenea utilaje și echipamente pentru construcție. Întâlnim și sisteme smart home pentru cei interesați să-și automatizeze locuințele și de asemenea foarte multe accesorii pentru amenajarea spațiilor verzi. Toate acestea beneficiază de o reducere de până la 50% dacă sunt achiziționate pe perioada târgului și de asemenea pot beneficia și de sfaturi practice în ceea ce privește amenajarea locuințelor la care visează, de la alegerea materialelor, culorilor și de asemenea se pot contracta chiar servicii de proiectare și arhitectură. Expozanții au venit în fața locuitorilor din București cu cele mai atractive oferte, atât în materie de produse, cât și din punct de vedere financiar. Aici avem expus un panou radiant, el emite căldură, e prins pe perete, după cum putem vedea are imagine pe el. E o imagine pretabilă pentru zona de restaurante ce am ales astăzi, dar poate fi customizat cu orice fotografie își dorește clientul. Dacă avem un client care dorește un tablou cu familia sa, pur și simplu avem fotografia pe care noi o vom printa pe panoul respectiv. Cu mobil din lemn masiv, 100%. Din pin românesc și din stejar. Noi ne-am pregătit cu tot ce înseamnă pentru exterior cu gama de wellness, de spa-uri și cu ce înseamnă construcția piscinilor cu structură din beton. Cum au fost vânzările în perioada pandemiei?
Noi pot să zic că nu am fost foarte afectați, ținând cont de alte sectoare, pentru că lumea stând mai mult acasă s-a axat pe ce înseamnă wellness la el acasă, nu au mai fost deschise centrele pentru piscinele publice și pentru noi a fost ok. Vă invităm la standul nostru să vedeți plinte noi, care vrem să le introducem pe piața României, plinte din compozit de PVC, cu margine flexibilă, care ascunde toate neregularitățile peretelui, care nu e ideal drept. Deci, datorită acestor margini flexibile, ascunde toate neregularitățile. Avem și accesorii la el. Plinta aceasta rezistă la umezeală, deci nu se teme de umezeală, nu se teme de pereții neideali. Producerea o avem în Turcia, în Moldova și deschidem recent, am deschis un depozit în România. Evenimentul se bucură de prezența a 80 de companii din industria Home & Deco. Gradul de internaționalizare al târgului este de 35%. Companiile sunt din 9 țări, între care Bulgaria, Grecia, Italia și Turcia. Vizitatorii sunt așteptați în pavilionul B2 al centrului expozițional până duminică. Ucrainienii luptă cu toate forțele împotriva rușilor. Până și un câine s-a înrolat în armată. Numele lui este Patron și până acum și-a îndeplinit toate misiunile. Pirotehnist de meserie, a ajutat la eliminarea aproape 90 de bombe și a salvat sute de vieți. Acest cățelul simpatic pe numele lui Patron cred că este născut în zodia iubirii și a păcii cu siguranță și vorbim și noi despre zodii în această dimineață. Primim de la colega noastră Lorena Frâncu horoscopul zilei. Bun găsit! Perbecii primesc o provocare nouă legată de jobul lor, pe care o tratează cu entuziasmul ce îi caracterizează, dar și solicită să aibă frâul liber legat de luarea deciziilor. Ei bine, este posibil să negocieze puțin termenii și condițiile, astfel încât să fie pe placul ambelor părți. Taurii sunt gânditori. Ei analizează anumite situații și, practic, se pregătesc mental să ia anumite decizii ce au consecințe asupra unor persoane din exterior. Nu le place această ipostază, dar nici nu au de ales. Ziua de azi le aduce nativilor gemeni ocazia de a se maturiza. Știm că ei sunt adolescenții zodiacului, dar ca orice om este nevoie să facă alegeri și mai ales să-și asume consecințele alegerilor din trecut luate din joacă. Racii încă se confruntă cu nemulțumiri în relațiile pe care le au. Acestea pot fi atât în relația de cuplu, dar și în relațiile profesionale. Pot să apară divergențe de opinii cu șeful sau cu asociații, asta în cazul în care au o afacere împreună cu altcineva. Leii sunt în căutare de noi aventuri și dacă nu le găsesc, ușor le provoacă sau le leagă de activitatea profesională, mai ales că ei lucrează doar ce le place și cu cine le place. Fecioarele fac calcule azi și se gândesc ce pot face cu banii pe care îi iau și mai ales cum pot să îi înmulțească. Iau în calcul inclusiv investițiile, dar trebuie să știe clar ce riscuri presupun acestea. Balanțele se simt cumva restricționate de la a face ce le place. Ele trebuie să se ocupe de anumite activități ce trebuie făcute, dar care nu sunt pe placul lor, lucru care le nemulțumește. Tensiunile de acasă se mențin și astăzi la nativii Scorpion, care trebuie să iau o decizie legată de casă. Ei trebuie să accepte că nu pot împăca pe toată lumea și că din toată povestea în care sunt, se pot mulțumi măcar pe ei. Pentru săgetători este o zi bună să facă bani și să se bucure de bani. Ei știu foarte bine că cu cât se bucură mai mult de darurile vieții, cu atât mai mult acestea sporesc, inclusiv banii.
Solitari din fire, nativii Capricorn caută să se simtă în siguranță. Și cel mai bun loc pentru un astfel de sentiment este acasă. Astfel, o zi petrecută cu familia este tot ce au nevoie pentru a-și încărca bateriile. Odihna este binevenită pentru nativii vărsători. Și deși nu au avut parte de multă activitate fizică, ei se simt obosiți după hiperactivitatea mentală din ultimele zile. Așadar, o zi petrecută în liniște este tot ce au nevoie. Ziua de azi le aduce nativilor pești ocazia de a socializa și de a-și face prieteni noi. Este de bun augur, mai ales că în ultima perioadă, socializarea nu a fost o prioritate pentru ei. Dacă vreți să aflați mai multe sfaturi astrologice, accesați contul de Facebook chat al astrologului Mihaela Totir. Duminică, 27 martie, fiind Ziua Mondială a Teatrului, vrem să plusăm cu și mai multe invitații și toate invitațiile pe care le veți primi în câteva momente vin din partea Teatrului Notara și suntem alături în această dimineață de Corina Dragomir și de Alexandra Murăruș, amândouă sunt actrițe. Bună dimineața, bine ați venit la noi! Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumim pentru invitație! Vă spunem un avans la mulți ani pentru duminică! Mulțumim, mulțumim. Le spunem la mulți ani și grecilor care astăzi sărbătoresc Ziua Națională, acum făcând așa o paralelă între teatru care, iată, și are originile în Grecia antică și cât de frumos se leagă cele două sărbători, așa, despărțite de o singură zi. Nu, practic putem să începem sărbătoarea de astăzi și să o ținem 3 zile. Exact. 3 zile și 3 nopți. Da, da. Exact. Ce se întâmplă în această seară? Ca să o luăm în ordine cronologică, până ajungem până pe 27, mai avem cale lungă, mai avem spectacole despre care putem să povestim. Sigur, voi începe eu despre... Aș vrea să spun 2 cuvinte despre spectacolul din această seară de la Teatru Notara. Este vorba despre Liniște în culise, o comedie foarte, foarte amuzantă, la care invităm pe toată lumea, încă este timp să-și mai ia bilete. Este vorba despre... Este o comedie de succes, a jucat pe foarte multe scene până la, a ajuns la noi și publicul are șansa să pătrundă puțin în lumea din spatele scenei. Practic este vorba despre o trupă de actori și îi putem vedea la repetiții și apoi pe parcursul spectacolului vedem cum relațiile dintre... spectacolul devine din ce în ce mai prost, practic, urmărind, practic, cum se deteriorează relațiile dintre ei. Este o comedie foarte amuzantă și cred că e un mod foarte bun de a începe weekendul. Sunt convinsă că cei de acasă își doresc să se relaxeze, e așa o mentalitate generală. Vine vineri, urmează sâmbătă, exact. Ne trezim la cât vrem noi, mai mergem la muncă, ne relaxăm. Exact. Deci ne permitem în această seară, spre deosebire de altele când ar trebui să adormim de vreme, să ieșim în oraș să ne facem de cap. Exact. Aș vrea să mergem și către spectacolul cu metrele, acolo unde, Corina, am înțeles că semnezi și regia. Da, e adevărat. N-am înțeles, vă mărturisesc, cine sunt cu metrele, cu mătră. La cine ne referim din familie când îi spunem cu mătră? Nu știu, e mătușa? E o rudă îndepărtată în orice caz, aș zice eu. Nu, cred că se referă la rudele prin alianță. Aha. Deci putem să devenim cu metre în această dimineață, toate trei. Exact. Cu metrele este o comedie, dar nu una simplă, ci una care te pune pe gânduri după ce ieși din sala de spectacol. Am observat că publicul reacționează în acest fel, se distrează, se amuză, le face plăcere să urmărească spectacolul, dar feedback-ul de după este unul, wow, dar m-a pus pe gânduri. E o comedie care se adresează tuturor categoriilor de public. Nu este doar pentru femei, deși este din distribuție, fac parte 11 actrițe și un actor, dar care joacă un travesti, joacă o venerabilă doamnă de 90 de ani. Da, 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 și este foarte bine. Este vorba despre colegul nostru, Alexandru Mike Gheorgheu, care face un rol extraordinar. Fiecare dintre cei care vizionează acest spectacol se regăsește într-unul dintre personajele de acolo. Și dacă nu el, personal, atunci sigur își recunoaște o mătușă, mama, vecina, bunica. Și de asta acest spectacol este
are un succes foarte, foarte mare la public. Aviz amatorilor care doresc să-l vadă, biletele la acest spectacol se epuizează foarte repede din momentul în care sunt puse la vânzare. Deja pe luna aprilie un sfert din locurile alocate celor două reprezentații programate sunt deja vândute. Și asta este faptul că se recunosc. Am avut o surpriză la una dintre reprezentații, au fost în sală un grup de adolescenți. N-am știut cum vor privi ceea ce se întâmplă pe scenă, părea că nu are legătură cu realitatea lor și cu preocupările lor. Dar ce să vezi, și-au recunoscut mama, și-au recunoscut mătușa, și-au recunoscut sora și da, cred că asta e cheia succesului, plus distribuția. Am avut noroc și un privilegiu de a lucra cu colegele mele care mi-au fost foarte alături în această primă încercare a mea de a regiza la Teatru Notara. Trebuie să o amintesc pe Ada Navrot, care este o minunăție în acest spectacol, este absolut impecabilă, și Ioana Abur și Anca Bejenaru, Mihaela Subțirică, Sorina Ștefănescu, hai să le zic pe toate, dacă tot ai apucat, da. Laura Angel, Raluca Gheorghiu, Daniela Minoiu, pe Mike l-am spus, și eu joc în acest spectacol. Dacă am omis pe cineva, să mă ierte. Cred că e foarte interesant ceea ce faci tu în acest spectacol, pentru că, iată, ai dublu rol. Regizezi de pe scenă cumva și asta mi se pare foarte, foarte greu și cred că ai nevoie de o echipă spectaculoasă. Să știi că aici și eu pot să mă mândresc, am o echipă minunată care ne-a și lămurit între timp. Cu mătra este Nașa în raport cu părinții copilului, ne amintim de capra cu treiezi, de cu mătrul lup nașiul iesișorilor. Deci oricum, iată, este, da, ceva prin alianță. E prin alianță, da. Da, da, da. Dacă e să rămânem tot așa în familie, am înțeles că se joacă pe 27 și spectacolul Mama. Da, este vorba de o premieră foarte recentă a Teatrului Notara. S-a jucat doar de foarte puține ori, e foarte, foarte nou. Este vorba de un text fabulos, în primul rând, scris de Florian Zeller, care a luat anul trecut Oscarul pentru scenariu, pentru piesa lui Tatăl, pe care a adaptat-o pentru filmul, minunatul film cu Anthony Hopkins. Piesa face parte dintr-o trilogie, Tatăl, Mama și Fiul, și toate piesele tratează niște teme mai puțin confortabile. În Mama este vorba despre depresie, în Tatăl este vorba despre demență, de exemplu. Și ca să revin la Mama, este o farsă neagră, așa o numește autorul, adică are și niște accente comice, dar are un umor negru. E un spectacol foarte emoționant. Și doamna Catrinel Dumitrescu, care joacă rolul principal, este absolut fabuloasă și invit pe toată lumea să vină să o vadă pe ziua teatrului sau la următoarele reprezentații. Mergem cu mamele în altă ordine de idei? Găsim o vindecare acolo în relația de familie, dacă o căutăm așa tacit? Nu știu, e o chestiune individuală, nu pot să dau seama, dar cu siguranță este o temă foarte demnă de luat în seamă. Depresia unei femei trecută de prima tinerețe, care nu se mai regăsește, care, da, e foarte emoționant. Dar și amuzant pe locuri, aș putea spune. Deși nu pare așa, că vorbim despre depresie, dar cred că nouă ne place cumva să facem haz de necaz și atunci automat ne ducem, exact, cumva și în, exact, această zonă a umorului, ca să putem să trecem mai bine peste, exact, ceea ce ne supără. Fetele Pelican cum sunt? Sunt drăguțe? Sunt... Fetele Pelican sunt nebune. Sunt nebune. Foarte colorate. Sunt foarte colorate. Fetele Pelican este chiar ultima premieră a Teatrului Notara. Tocmai a ieșit din cuptor. E un spectacol foarte, da, colorat și care tratează și el tema familiei, a relațiilor complicate dintre membrii familiei. Este și amuzant, este și trist, este și emoționant, are de toate spectacolul. E o distribuție din care fac și eu parte.
Este o distribuție mare și care reunește actori de vârste foarte diferite. O avem pe doamna Anda Caropol, în distribuție pe doamna Victoria Cociaș și, să zic și eu repede, pe toată lumea. Da, știi că eu, Raluca Dița și Cristina Casian. Ți-ai amintit așa, da, ultimele două nume exact care lipseau? Metrele mele. Da. În Fetele Pelican este vorba despre patru surori care, pe scurt, se întâlnesc la câteva luni după moartea mamei lor pentru a o sărbători de ziua ei, așa cum făceau de obicei. Și vine în discuție și împărțirea moștenirii și de aici un tăvălug de probleme. Da, e, și ca să zic repede cine mai joacă, Izabela Neamțu, Sorina Ștefănescu, Crenguța Hariton, Șerban Gomoi, Rareș Andrici, pe doamnele Anda Caropol și Victoria Coceș l-am menționat, Alexandru Mai Gheorgheu, din nou, pe care l-a menționat și colega mea, da, care joacă în Cumetrele, Răzvan Bănică, Mihaela Subțirică, da, ăștia suntem, în regia lui Horia Suru. Spectacolul se poate vedea joia viitoare pe 31 și așteptăm pe toată lumea la teatru. Și pe final, așa scurt, să nu cumva să omitem, anunțăm și că pe 3 aprilie se joacă în premieră spectacolul Jaful. Mai multe invităm pe cei de acasă să descopere pe paginile de Facebook, de ce nu, ale teatrului Nota Rasta, intre să-și cumpere bilete, să vadă care spectacol îi avantajează mai mult. Mie mi-a zis atât de multe opțiuni încât nu știu la care să vin. Mi-ar plăcea să vin la toate. La toate. Puțin în acest weekend și-aș vrea să amintesc și spectacolul Aici nu-i de joacă, pentru că tot au fost amintite cele două mari actrițe ale Teatrului Notara, Catrinel Dumitrescu și Victoria Cociaș. Acest spectacol este în regia doamnei Catrinel Dumitrescu. Este o bijuterie de spectacol, are un umor atât de fin și atât de profund, iar privilegiul de a vedea aceste două actrițe împreună pe scenă este unul care n-ar trebui să fie ratat. În ceea ce privește Jaful, este o comedie foarte smart, ironizăm cu ajutorul textului și al regiei lui Vlad Masaci toate taburile societății. M-aș opri, Corina, aici ca să nu le mai dezvolim celor de acasă mult prea multe, să-i lăsăm așa curioși. Vă mulțumesc tare mult, fetelor, că ne-ați făcut pragul în această dimineață. Să aveți un weekend pe cinste, la mulți ani și să fim alături, să sărbătorim și cu alte ocazii. Mulțumim tare mult! Mulțumim frumos de invitație! Mulțumim! Și noi! Mergem către o scurtă pauză de publicitate, dar rămâneți alături de noi pentru că imediat după ne descoperim abilitățile extrasenzoriale.